Câteodată putem să spunem că de la București se aude mai ușor cuvântul sângerei, ne-a spus conducătorul ansamblului de dansuri populare, Hecenii, care a obținut Golden Buzul la Românii au talent. Tinerii ai dansatori fac repetiții într-o sală deplorabilă, nu au vestiar, podeaua se află într-o stare critică, la fel ca și tavanul. Pe lângă această problemă, conducătorul ansamblului muncește în ultimul an fără salariu. Guvernarea a auzit strigătele de ajutor ale copiilor numai după ce aceștia au impresionat juriul din România. Dar cel mai important este că în țară, cel mai probabil, mai există astfel de ansambluri, finanțare pentru care nu se găsește. Ansamblului Hecenii din raionul Sângerei au devenit favoriții juriului din România. Despre povestea lor a aflat o lume întreagă, însă mai puțin știau cei din Moldova. Ansamblul este din satul Heciul Nou, ce cuprinde 80 de copii, începând cu vârsta de 4 ani până la 18 ani. Povestea lor începe dintr-o sală simplă ce face parte din încăperea primăriei. Dionisei Cobâlaș, conducătorul grupului, ne-a arătat sala de repetiții unde în decurs de 13 ani a depus efort pentru meritul de azi. Pardoseala care o avem la dispoziție este una destul de veche și respectiv amenajată în înclinații, ceea ce este o dificultate pentru noi. Mai mare problemă pentru noi este și tavanul, acoperișul propriu zis, care are fisuri și în momentul în care plouă afară, suntem plouați și noi în incinta casei de cultură. Avem doar această cameră unde păstrăm costumele. Respectiv, avem și un număr foarte mic de costume, avem 15 costume la 80 de copii. De cealaltă parte, autoritățile raionale s-au scuzat prin faptul că nu cunoșteau de condițiile în care activa ansamblul și niciodată nu au avut plângeri. După ce am văzut această prestație minunată, acești eroi, mici eroi, evident că ne-am autosesizat. Luni dimineața, la prima oră, am mers în localitate, am văzut care este starea în Casa de Cultură din această localitate. Am făcut un deviz de cheltuieli. De când eu am preluat funcția de președinte, de când activează actuala componența Consiliului Raional, din partea ansamblului Hecenii și din partea primăriei comunii Heciu Nou, nu a fost niciun demers în adresa noastră că noi să intervenim cu careva susținere financiară sau de alt gen ca să-i susținem pe acești tineri. De cealaltă parte, coreograful susține că s-au adresat la autorități de nenumărate ori, însă fără un rezultat. Noi niciodată nu am avut pretenții la cei de la administrația publică locală din nivelul 2. Ideea cea mai principală a fost că în momentul în care noi am vrut să participăm la proiectul Satului European, a fost nevoie de un simplu demers înaintat pentru Consiliul Raional ca să aloce surse financiare pentru proiectul tehnic care ar permite renovarea acestei clădiri. Respectiv, când am solicitat acest lucru, a fost refuzat. Și unul dintre moderatorii emisiunii România au talent, în intervenția sa de după Golden Buzz, în momentul în care le spunea povestea, menționează despre resursele tăiate. Vreau să știți adevărul până la capăt. Cel mai nefericit moment pentru ei a fost când unii mai puternici au decis ca ansamblul înghite prea multe resurse locale. Așa că au hotărât să sisteze cursurile. Astă seară, copiii au dansat pe viață și pe moarte, s-au răzbunat pe podeaua veche din satul lor și au rupt scena Românii au talent. Abia după ce tinerii au devenit virali pe internet, s-au implicat și autoritățile centrale. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit pe 8 aprilie cu ansamblul Hecenii, pe care i-a felicitat pentru prestația lor la București și a promis să-i ajute.
Astăzi, 10 aprilie, la ședința Guvernului, premierul Dorin Recean a solicitat ministrului Educației Dan Perciun să pregătească o hotărâre de guvern care să permită alocarea a 1,3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru reparația sălii în care se antrenează membrii ansamblului Heceniei. Dar să luăm în seamă că există încă multe astfel de ansambluri care nu sunt atât de norocoase și așa vor rămâne dacă povestea lor nu va fi spusă pe scena vreunui concurs de peste hotare. Reamintim că în ediția de 5 aprilie a emisiunii Românii au talent, hecenii din Sângerei au obținut Golden Buzz-ul și au fost trimiși direct în semifinala competiției. Ansamblul a prezentat pe scenă un dans popular, care a durat circa 4 minute. Numărul a impresionat membrii juriului și publicul care au aplaudat artiștii în picioare. Hecenii au devenit primul ansamblu de dans din istoria concursului de talente, care au obținut Golden Buzz-ul.